La doar câteva zile de la acțiunea de reabilitare a tronsonului cuprins între Bălanu și Ghizdaru, ieri s-a trecut la asfaltare pe o porțiune de aproape 1,5 km din drumul județean 503A în apropiere de Răsuceni. O adevărată desfășurare de forțe era așadar în zona menționată, la lucrări fiind prezent atât primarul din Răsuceni, Petre Panait, cât și președintele Consiliului Județean, Dumitru Beianu. A fost un drum pietruit și a fost îndepărtat stratul superficial, refăcută fundația, se toarnă primul strat, binderul, urmând ca, în conform graficului, în perioada următoare, aproape de vară, să se toarne și stratul de uzură. Având o infrastructură rutieră performantă la standarde occidentale, sperăm că vor atrage cât mai mulți investitori care să creeze locuri de muncă în județul Giurgiu. Tot de la președintele Consiliului Județean Giurgiu am aflat că pe cei 18 km de la Răsuceni până la Giurgiu sunt și urmează să fie deschise mai multe șantiere, fiind vorba despre faze distincte de acțiune. Sunt faze diferite. Acum în derulare, înainte spre Giurgiu, se lucrează la fundație. A fost turnat în toamnă stratul de balast și acum se intervine cu stratul de piatră spartă, un strat suplimentar pe care l-am adăugat la soluția tehnică inițială pentru a fi convinși că va rezista acest drum la autovehiculele grele care deservesc activitatea agricolă din zonă. Marți, la acțiunea de asfaltare în apropiere de Răsuceni, a fost așadar prezent și primarul acestei comune, Petre Panait. Edilul ne-a mărturisit că modernizarea căii de acces reprezintă un vis de demult al tuturor celor care locuiesc în zonă și nu numai. Este visul meu de mic copil de a vedea și eu asfalt în comuna Răsuceni. Și mulțumesc domnului președinte Beianu pe această cale că m-a ajutat nespus de mult cu acest proiect transfrontalier. Eu cred că va fi de un impact foarte puternic această lucrare, pentru că eu voi atrage în continuare investitori. Proiectul prin care sunt reabilitate și modernizate DG503 și 503A este denumit ROAD, reabilitarea infrastructurii de acces pentru dezvoltarea cooperării transfrontaliere în regiunea Giurgiu-Ruse. Astfel se va acționa pe 18 km din căile de acces ce trec prin localități precum Bălanu, Oncești, Radu Vodă, Izvoarele, Chiriacu și Răsuceni. De asemenea, în cadrul aceluiași proiect vor fi realizate investiții și pe circa 7 km de drum municipal între localitățile bulgare Slivopole și Riahovo. Proiectul are valoare de 7,5 milioane de euro.